Doamnelor și domnilor, sunt suficient de emoționată pentru că în dimineața aceasta domnul președinte mi-a transmis un mesaj și m-a rugat dacă pot vorbi cumva. I-am zis că e suficient de dificil, fiindcă nu pot vorbi în numele instituției din care provin în prezent, Consiliul Superior al Magistraturii. Sunt membru al Consiliului, dar nu vorbesc în numele Consiliului, vorbesc în numele meu, dar în calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. L-auzeam pe domnul profesor vorbind despre cum ar trebui să fim, cum ar trebui să fie ziua noastră și cât de bine ar fi ca să împiedicăm, știu eu, niște lucruri care n-ar fi tocmai în regulă mai târziu, de a-mi putea, domnule profesor, să scriem undeva într-o lege, să legiferăm, nu știu, fericirea sau bunătatea, dragostea, iubirea, ar fi minunat. Cred că ar fi o lume ideală, dar cine știe, dacă nu o trăim noi acum, poate că o vor trăi în viitor ceilalți. Și eu astăzi, de dimineață, m-am gândit ce aș putea să spun. N-aș fi vrut să mai spun absolut nimic, că tot am vorbit zilele acestea și n-aș vrea să pare că țin în mod special să aduc mesaje în spațiu public. Sunt zile în care, sau luni în care nu se aude nimic, deși este foarte multă viață în instituția în care desfășor activitatea, n-ați ști cât de multă viață este. Nici o zi, de fapt, nu seamănă una cu cealaltă. Sunt dificile și grele, greu de suportat, greu de îndurat. Mă întreabă, în general, mă întreabă colegii profesioniștii dreptului, cum e justiția, cum se vede justiția de la nivel central. Foarte diferit de cum se vedea la Piatra Neamț. Poate că era bine dacă rămâneam acolo. Aș fi fost poate mai optimistă, cum spune domnul profesor Dulcan, și desigur aș fi fost mult mai fericită pentru mine și pentru oamenii care știu că se adresează sistemului judiciar. Cu toate acestea, mergem înainte, pentru că acesta este dat, e o luptă și n-avem încotro. Știu că de câțiva ani, cel puțin eu particip în mod activ, cred cam de vreo 7-8 ani, la această zi a justiției alături de dumneavoastră, cu foarte mici excepții. Cred că în 2014-2015 chiar am organizat împreună cu alte instituții, Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii, din care nu făceam parte la vremea respectivă, eram președintele Asociației Magistraților, am organizat o zi a justiției minunată. Am rămas numai cu nostalgia că atunci când am ajuns în Consiliul Superior al Magistraturii, acest lucru nu s-a mai întâmplat. De fapt, nici nu știu să fie existat vreo zi a justiției în toți anii aceștia, din păcate, pentru noi. Am simțit că reproșul transmis de domnul președinte la început vizează instituția Consiliului Superior al Magistraturii, care n-a organizat în toți acești ani, de când eu sunt în Consiliu, o zi a justiției, care desigur ar trebui să existe din perspectiva noastră, să fie adresată celor mulți pe care nimeni nu-i vede, nu-i cunoaște, despre care nimeni nu vorbește, dar care fac justiție. Pe justiția nu o fac doi sau trei, o fac cei pe care dumneavoastră nu-i vedeți, care stau în sălile de judecată până seara târziu, care stau nopțile, care vin sâmbetele, duminicile și tot așa mai departe. Mă gândeam despre ce să vă vorbesc, despre om aș fi vrut să vă vorbesc, despre oameni în general, pentru că cred că problema societății de astăzi este omul. Suntem noi, mai mult decât oricând, cred că astăzi problema principală suntem noi.
Și suntem noi pentru că mă așteptam ca pe măsură ce există o evoluție firească să văd lucrurile în bine, să văd bunătate, cum spunea domnul profesor, să văd dragoste, dar ce vedem? Vedem ură, dispreț, superficialitate, din păcate. Asta ne-a adus zilele noastre, zilele în care trăim. Și m-am gândit cum ar fi la anul să spunem că, iată, deși a trecut foarte puțin, un singur an, am recuperat timpul pe care noi l-am risipit în toată această perioadă. În drumurile și în călătoriile mele spre casă sunt destul de dezamăgită gândindu-mă că fac atâtea sute de kilometri săptămânal, uneori chiar 1000 dus-întors și nu aduc. Nu știu dacă atunci când trag linie pot spune că am adus ceva, am crescut cu ceva pentru oameni, pentru sistemul din care îmi fac parte și pe care, de care sunt atașată. Chiar dacă îl critic de multe ori, nu înseamnă că nu-l iubesc. Îl iubesc foarte mult. Nu-l critic într-un sens destructiv, dimpotrivă. Mi-aș dori să putem construi împreună și dumneavoastră știți că în anii care au trecut, întotdeauna, chiar dacă profesia noastră de rezervă, de multă rezervă, aceea de a fi judecător, deci m-a obligat sau mă obligă să stau într-un colț cât pot de liniștită, nu înseamnă că nu am avut deschidere spre celelalte profesii juridice pe care le-am respectat și consider că fără ele nu putem exista. Noi nu putem exista, noi ca judecători nu putem exista și dacă nu existăm noi, cum se înfăptuiește oare dreptatea, cum spunea domnul profesor, și cum mai aflăm adevărul? Pentru că adevărul e tot ce contează. Am găsit, mergând acum un an acasă la copiii mei, la băieții, fiii mei care au terminat zilele astea facultățile, fiecare într-o formă sau alta, și care aveau pus undeva la intrare, acolo unde locuiau, un motto: adevărul e tot ce contează. Și m-am zis, iată, copiii mei au înțeles poate mai bine decât am înțeles chiar eu dimensiunea adevărului. Mi-aș fi dorit să vă pot aduce vești bune, să vă spun că știu eu, lunile care vor veni vor fi luni în care vom împlini foarte multe lucruri care au rămas în adormire, în sertarele noastre și care vor aduce un plus de valoare societății în general. Nu știu, dragii mei, deși am fost totdeauna o optimistă, astăzi, vedeți, vorbesc pe un ton un pic diferit, nu știu dacă acest lucru se va întâmpla. Nu depinde numai de noi, depinde și de dumneavoastră, de fiecare dintre dumneavoastră, să sprijiniți sistemul judiciar, să-l treziți, să-l treziți la, în sensul adevărat, pentru că sistemul judiciar are nevoie de o revigorare. Și aproape că ne gândim unde să o găsească. La Piatra Neamț, da, la Piatra Neamț este adevărat, e un izvor nesecat de viață, să știți că Piatra Neamț este specială, este special, e un oraș pe care eu îl iubesc, deși la origine nu sunt nemțeancă, dar am devenit, așa cum am spus și am declarat, probabil și numele a fost predestinat. Am venit după Victoria Lipan, cred, sau nu știu. Da, merg acasă și mă încarc de foarte multă energie.
dar nu vă spun că ea nu durează mult, că e suficient să vin în consiliu și într-o oră m-am descărcat complet. Dar, din nou, încerc să regăsesc puterea de a-mi spune că dacă seara pare dramatică, dimineața pare cu totul altfel. Am învățat în anii aceștia că nu trebuie să iau decizii, hotărâri importante seara, pentru că le văd un pic altfel. Dimineața sunt mult mai accesibile, privesc cu optimism, a spune, și tot ce nu părea realizabil sau părea cumplit seara, pare bine dimineața. E un exercițiu pe care îl fac ca să pot supraviețui într-o lume în care nu e deloc ușor, în care te rotești în fiecare zi pentru și în fiecare clipă, că nu știi de unde vine o lovitură. Cam așa e. Și pentru un judecător. Poate pentru el mai mult. Ce să vă spun, dragii mei? Îmi doresc să ne regăsim în toți anii care vor urma, sănătoși, să ne găsim, să ne regăsim într-o societate în care nu mai există ură. Deci asta m-a durut cel mai mult în ultimii ani, faptul că oamenii au învățat să urască în loc să iubească. Când eram foarte tânără, acum mulți, mulți ani, am citit undeva, nu știu exact să vă spun nici cum se mai numește înțeleptul, dar nici exact să vă redau citatul, dar suna cam așa. Oamenii își clădesc ura cu aceleași pietre cu care și-ar putea clădi dragostea. Cum sună, vă dați seama, am simțit pe pielea noastră, pe pielea mea, ce înseamnă acest lucru. Din păcate, aș vrea să ne vedem, să ne revedem la anul într-o atmosferă care să fi dat sens optimismului domnului profesor și, dacă firește, găsim o soluție, să punem undeva într-o lege că acest lucru trebuie să fie un motto al fiecăruia dintre noi, speranța, bunătatea, dragostea, omenia, care se pare că a dispărut aproape de tot sau e oricum fragmentată, ruptă, ar fi minunat. Poate că atunci am începe să construim cu adevărat și nu să demolăm. Pentru că asta se întâmplă. Asta simt și pentru sistemul judiciar, din nefericire, cu efecte asupra tuturor, a fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc pentru tot, mă îmbrățișez, mă uit la dumneavoastră și regăsesc, cred că peste 90% dintre dumneavoastră sunt oameni dragi mie, oameni pe care i-am cunoscut direct sau oameni pe care i-am admirat de la distanță. Și am avut astăzi șansa să îi întâlnesc în realitate. Felicitări și la mulți ani!